Un nou succes pentru filmul românesc, pelicula Holy Week, în regia lui Andrei Kohn, tocmai a avut premiera mondială în acest weekend la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. Berlinale este locul în care participă an de an nume importante ale industriei cinematografice din peste 100 de țări. Filmul regizorului român Andrei Kohn este prezent în competiția Forum, unde sunt selectate pelicule care aduc o reflecție asupra limbajului cinematografic, dar și asupra discursului socio-artistic. Despre atmosfera de la premiera românească a filmului, dar și despre ce aduce nou Holy Week, vorbim cu producătorul Anca Puiu și cu actorul Doru Bem, interpretul personajului principal. Sărut bună, bună seara, mă bucur că ați venit. Bună seara, bine bună v-am găsit. Seara, bine v-am găsit. Cum a fost, ce ecouri aveți de la premieră? Tu ai fost acolo, dumneavoastră nu ați fost, dar ce ați aflat? Povestiți-ne și nouă, cum a fost? Premiera a avut loc la Berlin, pe data de 17 februarie. Sâmbătă acum, adică la altă ieri, exact. Da, proaspăt. Mama, la 48 de ore suntem acum. A fost impresionant pentru că a fost sold out, sala a fost plină, o sală foarte mare și foarte frumoasă. Am văzut și eu pentru prima dată filmul, în varianta finală, cap ca coadă, să zic așa, cap-coadă. Da. Și reacțiile au fost foarte faine, da, filmul fost a fost mulțumit, privit fost foarte mulțumit? Bine, eu am fost foarte mulțumit. Aici, da, problema chiar, foarte e sub... aici e problema foarte subiectivă, pentru că e puțin frustrant ca actor când vezi filmul, nu vezi doar filmul, îți aduce aminte de întreaga poveste, de toate, de și toată perioada de filmări, fie cum a fost, durat, da, ce duble s-au ales. Deci ai o altă perspectivă asupra filmului. Poți să ai perspectiva spectatorului curat, ca să zic așa, care nu știe și care e surprins, n-a fost implicat și e surprins de poveste. Proces, da, și e surprins de poveste. Așa că așteptăm, îi așteptăm pe spectacol să ne spună părerile. Deci publicul de la Berlin a fost, publicul de la a primit Berlin a fost bine foarte filmul. Încântat, a primit filmul foarte bine. Andrei Kohn, regizorul filmului, a rămas după film la sesiunea de Q&A, de întrebări și răspunsuri. Și acolo s-a discutat pe larg, s-au discutat mai multe subiecte. El a fost prezent și aici la noi în studioul jurnalului și avea emoții pentru momentul ăsta de alaltăieri. Dar spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere al producătorului, ce reprezintă această selecție în competiția Forum? E extraordinar. Ce puțin când am auzit după atât. Am muncit foarte mult. Dacă să mă gândesc că am început lucrul la film, deci acum chiar calculam cu Doru în backstage. Culise, da, cât astea. Dar chiar cât ați lucrat? Păi în 2019 am aplicat la CNC. În 2019 a fost premiera la Arest în toamnă și atunci s-a anunțat concursul și mi se pare că n-am câștigat în 2020. Și s-a îndoprit tot. Da, că a fost și nebunia cu pandemia. Asta una la mână și doi la mână pentru că, mă rog, era un film destul de, e un film destul de complex. A fost, adică chiar a fost așa treptat, adică noi avem acolo ce vedeți, hanul acela este o construcție de decor cu mulțumiri domnului Cristian Niculescu. A, deci a fost o desfășurare deci de forțe. Da, adică acolo a fost grajd. Da, deci a fost construit de from the scratch. Da, unde ați filmat? S-a filmat în Dobrogea. Așa. Undeva, Ostrov, da. Ostrov, da, este, da. Și cât ați filmat cu totul? Sigur, probabil că ați apucat să începeți și v-ați întrerupt cu pandemia sau nu ați filmat nimic? Nu, am filmat în, ne-am filmat în 2022, primăvara, la Ostrovit se numește. Este lacul acela peste drum de, am filmat noi, să și vedem, Mănăstirea Strunga, mai celebră așa, și sunt bulgarii foarte aproape acolo. Și practic a fost destul de complicat, așa și complex, pentru că e cumva in the middle of nowhere. Așa. Da, și n-ai de niciunele... Da, n-ai opțiuni de catering, opțiuni de masă și așa că... Plus că mutarea camerei era o întreagă epopee și Andrei cu mașina, cu alea, cu tras de tot, dar na, slavă Domnului, am avut o echipă foarte adunată așa alături de noi și a ieșit bine. Și satisfacția e cu atât mai mare acum când ați avut premiera asta internațională. Dar pentru tine ca actor, ce înseamnă acest lucru? Păi pentru mine, în primul și în primul rând, e o premieră și pentru mine. Am un mic Berlinale interior și eu. Dar este e bine prim... da. E bine. E primul meu rol principal într-un film și într-un film extraordinar, într-un film frumos, într-un film de epocă. Acțiunea se petrece conform novelei după care a fost făcut, după Ion Luca Caragiale, O făclie de Paști. O făclie de Paști.
acțiunea se petrece la sfârșitul secolului XIX și atunci peisajul ăsta a fost extraordinar și scenariul pe care l-a făcut, adaptarea pe care a făcut-o Andrei Con este senzațional, a avut o muză, i-am și spus, scenariul este impecabil, este extraordinar, e foarte, foarte fain. Dar de ce nu prea se fac filme de epocă? Sunt mai complicate, cu desfășurări de astea de forță mai mari sau care... Nu prind. Noi suntem la al doilea, aș putea spune că le-am făcut cu Malmcroft, pe care l-am făcut atunci în... Sunt mai grele astea? Nu, este într-adevăr o desfășurare de forță, una la mână, și doilea sunt foarte costisitoare, adică sunt extraordinar de costisitoare, de fapt, aici e problema, și noi cum suntem pe micro, bugete, minuscul, bugete și așa mai departe, da, și atâta costă, adică orice ai face, oricât de mult tragi de tot și așa, aici au fost, să zicem, ceva bani, dar cu toate astea, de toată lumea am tras și acum. Suntem în continuare, noi continuăm să plătim. Deci după, e complicat. Ne-am terminat acum 2 ani, nu? Se fac asta 2 ani motivul, de când da, și da. E foarte costisitor. Adică toate costă, pe lângă oameni și așa mai departe. Dar tot ce se adună, tot ce se adună, tot ce înseamnă... Am văzut că filmul este, am citit că este eligibil la premiile jurilor independente. Da. Am citit bine, nu? Da, da, da. Sunt vreo 4, cred, la număr. Amnesty International, FIPRES și da. Ecumenic... și mai este unul Cicae de la tot, mă rog, asociație de artă din Franța. Dar ce le spuneți, nu știu, telespectatorilor noștri, cum le spuneți că e bine să vadă acest film, că trebuie să-l vadă, că e un film care cum să spun, s-a născut greu, ați muncit mult la el, a fost așa cum spuneam, desfășurarea de forțe, din punct de vedere actoricesc, a fost complicat și să-mi spuneți și despre distribuție, apropo. Da. Păi, în primul rând, să încep cu distribuția. Da, hai să începem cu distribuția. În ordine alfabetică. Și să-mi spuneți dacă a fost greu de alcătui distribuția. Rolul Surei este jucat de Nicoleta Lefter. Care a fost și ea prezentă la... Care a fost și ea prezentă la Berlin. Exact. Și rolul lui Gheorghiță... argatul meu din film, cu care am conflictul și de la care începe cumva acest thriller psihologic, este interpretat de Ciprian Chiricheș. Am înțeles. Și are aici Ciprian Chiricheș mama Iana Ciontea, apoi, mă rog, mai sunt apariții, să zicem, episodice, pentru că e un han, nu se întâmplă lucruri. Mihaela Serbu, Bogdan Farcaș, Ioan Coman... au fost mulți actori, multă lume și o echipă mare, Iulian Postelnicu. Mai avem un minut la dispoziție în care să vorbim despre acest film și vă întreb când este, dacă știți când este premiera în România? În România încă n-am stabilit o dată exactă, dar știm că așa. În Franța o să fie cu siguranță pe 27 martie, chiar în Săptămâna Mare, nu că este titlul în română, este Săptămâna Mare. Da. Și va fi, pentru că anul acesta suntem decalați cu 5 săptămâni, va fi în Săptămâna Mare lansat în Franța, la Paris și în Marsilia. Și după aceea o să vedem exact. Mai avem, ne așteaptă și câteva selecții la festival, o competiție tot în Germania și așa deci mai departe. Mergem mai departe cu concursurile și cu prezențele. Mulțumesc foarte mult. Uite că s-a făcut fără 10 și trebuie să închidem jurnalul de astăzi. Succes în continuare și felicitări pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm cu proiecte viitoare. Aici și suntem. Noi vă așteptăm în sala de cinema. Așa facem. Mulțumesc foarte mult.